Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Sunt Tarotela cu o înregistrare pe care ar fi trebuit să o fac ieri, dar n-am reușit. Am venit foarte obosită de la București, Tototpeni, am fost la un vernisaj ca să mai mi-alin și eu sufletul. Sunt, cred că, printre puținele modalități prin care pot să-mi alin acum sufletul. Și arta, pe lângă terapie, este și mesaj, și o îmbrățișare de prietenie. În fine, am venit obosită, n-am reușit să fac ce mi-am propus, dar gândul se manifestă acum, conexiunea se manifestă de ieri și iată-mă acum în fața voastră, rostind ceea ce trebuie. Am hotărât, știți că n-am mai făcut de mult mesaje din Biblie și am zis că ieri, dacă tot a fost Bunavestire, să găsim cam ce mesaje, să simțim anumite mesaje pe care divinitatea, îngerii, arhanghelii le trimit către noi în aceste momente. Știm că ieri, sărbătorind Bunavestire, ne-am adus aminte cum arhanghelul Gabriel a venit la Sfânta Fecioara Mariana, care de fapt este împărăteasă, marea împărăteasă, cum mai greșesc eu uneori, dar greșeala are rost. Marea împărăteasă și marea preoteasă, sau marea preoteasă și împărăteasă la un loc. Cine înțelege această împărăteasă într-un fel distorsionat? Bine, o să discutăm altă dată, e problema lor. Însă, împărăteasa împărăteselor, Fecioara Maria, cu misiunea aceea foarte specială. Și m-am tot gândit cu o prietenă foarte bună care a studiat teologia, ce aș putea. Inițial am zis să aleg din psalmi, dar în ultima vreme, că am citit psalmi în ultima vreme, mi s-au părut destul de agresiv, destul de negativ, de joasă vibrație, unii, nu toți. Dar am zis că dacă întâmplător deschid la așa ceva, nu vreau să promovez energii negative. Proverbele erau o opțiune, dar am zis totuși să leg această prezentare sau căutare de niște mesaje care vin din Noul Testament. Așadar, am hotărât că ar fi foarte interesant de văzut cam ce fericiri ni se transmit în această perioadă de către îngerii noștri protectori, arhanghelii de lumină, în mod special Gabriel, da? Deși știm că sunt mai mulți. Duhul Sfânt, de ce nu? Este binevenit aici. Chiar dacă, după fiecare fericire, am luat hotărârea să extrag și o carte. După cum vedeți, am amestecat cărțile și s-a oprit la spânzuratul, care îl reprezintă pe Iisus cel mai bine în varianta pe care o serbăm în câteva săptămâni de Paști, da? Cel care se sacrifică și cel care învie. Am vorbit mult, puțin, nu știu, nu-mi dau seama, încerc totuși să fiu mai reținută și mai la obiect. Am zis că vreau să vedem fiecare din zodiile, eu știu, fiecare zodie, ce fericire primește, în mod special, în această perioadă. Acum, dacă simțiți că nu rezonează cu zodia voastră, eu zic că totuși e bine să vă mai gândiți și să analizați un pic și din perspectiva casei unde aveți zodia. De exemplu, dacă aveți zodia în casa a doua, a banilor, a posesiunilor, ar putea acolo să fie un mesaj. Dacă aveți în casa nouă a spiritualității, mesajul este diferit. Dacă aveți în casa a cincea, a copiilor, a iubirilor, da, mesajul ar trebui să aibă altceva de transmis. În fine, sper că ați înțeles, nu-mi dau seama încă cât sunt de coerentă. Nu știu, am așa o reținere să apar în fața voastră, dar știu că unor trebuie, măcar la aceste prezentări și la cele pe care vreau să le mai prezint. Am scris fericirile pe hârtiuțe și acum le amestec în fața voastră. Sunt 10 fericiri, ca și 10 legi. Iată, interesant, odată să fac și legile, da? Dar pentru cei care sunt deja în creștere spirituală, legile nu că s-au anulat, le trăim fără să mai ne simțim restricționați, pur și simplu le manifestăm. În fine, hai să vedem. Amestec fericirile, le pun așa într-o ordine. Ultimele două zodii vor trebui amestecate aceste fericiri pentru ultimele două zodii, Vărsător și Pești. Dar hai să vedem. Mesaje de la Duhul Sfânt, de la Sfântul Arhanghel Gabriel, pentru noi, cei de față. O dată, de două, de trei ori. Ok, una, două, trei, le pun în ordine, dați-mi voi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, așa, cam așa sunt, interesant. Am zis O, pentru berbeci, ultima fericire. Am recunoscut biletul care este mai mare decât toate. Spune așa pentru berbeci. Dați-mi voie să nu mai folosesc ochelarii. Spune așa. Ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înaintea voastră. Wow! Wow. Vă rog frumos, meditați, nu stau să explic, meditați pentru că fiecare își ia mesajul în funcție de cum este ghidat. O dată, de două ori, de trei ori. Asul de cupe, vindecare, poate că ar trebui să vă împărtășiți în această perioadă. Poate și o nouă dragoste. Este Sfântul Graal, să nu uităm. Dragoste, sacrificiu. Wow! Aici este. Între minciună. 7 de spade. Eliberați, aș spune eliberați-vă de minciuni și trăiți în adevăr. Pentru că 7 de spade reprezintă hoțul, furăciosul, fugăciosul. Nu e o energie prea pozitivă, nu. Fuge de responsabilitate, fuge de multe, de tot ce trebuie să manifeste mai bun. Și la capătul setului de cărți, vedeți, aveți un as de cupe. Ca să vă bucurați, iau-te și temperanța, mesajul de la îngeri. Sfântul Arhanghel Mihail sau Gabriel. 7. Probabil că aici v-ați autosabotat, că e casa 7-a a relațiilor de lungă durată. Acolo v-ați păcălit într-un fel. Da, și acolo au fost și conflicte. Conflictele pot fi pentru adevăr, pentru dreptate, pentru dragoste versus minciună. Să nu trăiți în minciună, pentru că nu aveți nicio răsplată în ceruri. Ascultați și eventual, dacă vreți să ascultați poezia aceea de la Rumi, Constrângerea divină. Foarte interesantă. Pentru zodia berbecului, un mesaj, o fericire. Să vedem. Prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Poate vă întrebați, bine, răspunsurile, repet, vi le găsiți voi, dar poate vă întrebați, cum adică sărac în duh? Nu e vorba în sărac, în credință și uneori duhul vine cu multe daruri, cu multe provocări și tentații. Pentru mine, în acest moment, acest sărac în duh simbolizează un anume tip de inocență, de copilărie, de puritate pe care trebuie să o păstrați. Dacă o păstrați, mai bine. Mai bine să nu știți multe lucruri, pentru că Duhul Cunoașterii vine și cu provocări și cu tentații. Sau nu cu tentație, Duhul Cunoașterii nu vine cu tentație, dar cheamă. prin forța sa dușmani. Și poate e mai bine să fii inocent, să fii pur și să te bucuri de darurile divine care sunt pregătite pentru voi. Pentru... Da. Hai să vedem Taur odată, de două ori, de trei ori. Regina de cupe. Ce frumos! Dragoste. Înțelegere. Hrană sufletească, nu doar trupească. Sensibilitate, compasiune. Să vă spună ceva. Păstrați-vă sufletul curat, apropo, dar Regina de cupe nu e săracă în duh, dar e plină de compasiune față de cei care sunt mai slabi, mai mici, da? Păstrați-vă, combinați eventual mesajele. La capătul setului de cărți, interesant, o mare trădare. Încercați să vă dezlegați de aceste trădări, de aceste dureri. 8 de spade, 10 de spade, da? Ca să vă puteți bucura de darurile divine. Cineva trădat, cineva blocat, e problema lor. Nu pot să explic prea mult, repet, fiecare își găsește mesajul la nivel personal, însă Regina de cupe, ca și mesaj al doilea, la capătul setului de cărți, cele două cărți reprezentând semne de aer, mental. Minte versus suflet, interesant cum vine un mesaj, minte versus suflet. Apropo de, seamănă oarecum, are legătură cu ce am zis mai devreme, Duhul cunoașterii aduce și provocări și blocaje și trădări. Inima odată păstrată blândă și plină de compasiune aduce altfel de rezultate, de bucurii. 3 de cupe, bucurie. Cam atât, cam atât. Nu vreau să complic, nu vreau să îngreunez, ia uite, asul de spade, adevăr, nu vreau să îngreunez mesajul sau să-l complic. Vă rog, meditați voi la ceea ce ați auzit și la fericiri și la cărțile care au venit. Zodia gemenilor. Oh, numărul 4. Interesant, acum îmi vine în gând că ați putea să meditați și la simbolistica numerelor. Berbecul a avut numărul 10, care înseamnă roata norocului. Taurul a avut numărul 1, care înseamnă magician, printre altele, și inițiativă și, în fine, mai multe. Gemenii au numărul 4 în această perioadă. 4 înseamnă stabilitate, da? Împăratul, apropo. Iisus, l-am văzut mai devreme, sacrificat, reînviat, dar pe ce postură va veni a doua oară? Împărat. Nu va mai fi sacrificat, va fi împărat. Însă, am deviat un pic, așa e la gemeni. Ferice de cei care... Ah, ce frumos mesaj! Apropo de gemeni, de mercurieni, da. Ferice de cei care flămânzesc și însetează după dreptate. Că cei vor fi săturați. Vai, ce-mi place mesajul ăsta. Sper să vi se hrănească curiozitatea și dorința de a avea adevăr și cunoaștere. Uf, ce simt! Acum chiar simt ceva foarte intens. Mai ce mesaj ați primit, gemeni, gemeni. Frumos, frumos. Îmi place foarte mult mesajul ăsta. Hai să amestec cărțile. Am zis combin, îndrăznesc, îmi permit, nu știu, poate sunt eu. Adică nu mai contează cum sunt. Combin Biblia cu tarotul. Eu cred că instrumentele devin sacre. Ah, nici n-am amestecat cărțile. A venit un mesaj în plus. Soarele. Apropo de adevăr, de cunoaștere, de lumină, de... Hai să amestec. Odată. De două ori. De trei ori. Ce frumos mesaj! Și mai vine încă un mesaj frumos. Ah, regele de spade, gemeni. Gemeni, gemeni, balanță vărsător. Dar sunteți voi, gemenilor, care, da, în momentul în care sunteți însetați după adevăr, după dreptate, veți fi săturați. Veți avea parte de multă înțelegere, înțelepciune. Și capacitatea de a folosi aceste cunoștințe. Regele e o figură autoritară, stabilă, conștientă, autonomă. Spre asta mergeți dintr-un punct de vedere. Chiar dacă simțiți că nu vă reprezintă, dați-vă timp să reprezentați acest, și soarele pe care l-am văzut, să reprezentați această carte, pentru că e superbă. Veți înțelege, știți ce mai simt? Vai, ce frumos, am așa o stare la Gemeni. Ce mai simt? Știți, e sabia cu două tăișuri. Una vindecă, un tăiș vindecă, altul rănește. Uneori trebuie să rănim ca să vindecăm. Mai vine un mesaj din Rumi. Trebuie să ne rupem inima ca să pătrundă adevărul, să pătrundă lumina. Un mesaj în plus la voi. Ce mai apare la capătul setului de cărți? Puterea. Poate, în această căutare după adevăr, vă găsiți oameni care vă vor fi alături. Poate voi vreți să fiți alături de oameni care au un asemenea statut, pentru că știți că împreună vă veți dezvolta, veți crește și așa mai departe. Iar partea din această cunoaștere este îmblânzirea egoului, a tendințelor pământene, animalice, instinctuale pentru unii dintre voi. Dar este superb. Până la urmă este un cuplu. Chiar dacă este diferit, cei doi au o anumită forță și chiar egalitate, că e regele junglei. Wow, ce mesaj am primit. Și regele, și cavalerul de cupe. Exact, îmblânzitorul, dresorul sau dresoarea. De ce mi-aduc aminte? Nu știu. Nici nu mai știu despre ce e vorba în filmul respectiv, dar un mesaj în plus. E un film vechi, cred că Îmblânzirea Scorpiei, dacă nu greșesc, nu știu, îmi vine în gând acest cuvânt. Cred că e suficient la Gemeni, iar vorbesc mult la Gemeni. Cam atât. Uai, ce frumos a fost. Rac. Numărul 2. Am spus și la Gemeni, meditați un pic și la numărul 2 ce înseamnă. 2 este marea preoteasă ca și arcană, de a înseamnă și 2 de spade, imposibilitatea de a alege, blocaje, în ceva, niște blocaje. 2 de spade blochează inima sau nu știe ce să aleagă, 2 de monede, dar mai e și 2 de cupe. În momentul în care alegeți, vă puteți bucura de prietenii frumoase. Însă, hai să vedem ce zice. Ferice de cei... Și ăștia chiar sunt raci, chiar sunt plângăcioși. Ferice de cei care plâng, că cei vor fi mângâiați. Măi, deci eu știu că racii, majoritatea, sunt foarte sensibili. Unii plâng, nici nu vor să se vadă. Și e bine să nu se vadă. Plâng în cămăruța lor, așteaptă să fie mângâiați. Mai, ce mesaj mai frumos pentru oraș decât acesta, da? Am zis 2 de cupe. Nu vă blocați inima din cauza că vă răniți alții. Alegeți totul să fiți deschiși ca să permiteți să vină acel suflet pereche care să vă mânghe, să vă înțeleagă. Dar, până vine sufletul pereche, nu uitați că este... Vi se asigură de către Duhul Sfânt, de către îngerii voștri protectori, această mângâiere. Hai, ce frumos a venit la Rac! Exact. Ia uite și unde s-a oprit, la lună s-a oprit. Da. Exact, planeta voastră. O dată, de 2 ori, de 3 ori. E interesant, a apărut același mesaj și la zodia Berbecului. Dar alte fericiri. Aveți grijă să nu vă păcăliți, să nu stați în relații cu oameni care vă mint, care vă fură energie inclusiv, care vă manipulează, care nu se implică. Și dacă, cumva, pentru că în relațiile acestea de pe termen lung, 7, da, stând prea mult în preajma unor oameni, ajungem să le copiem comportamentul. Dacă știți că aveți în preajma asemenea oameni, încercați să puneți capăt relațiilor, pentru că, fără să vă dați seama, preluați din obiceiurile lor proaste. La capătul setului de cărți, 5 de monede. Probabil că unii aveți probleme financiare, poate și de sănătate, poate probleme de cuplu. Da? Și conștientizați cu regele de spade, interesant, conștientizați că e ceva ce trebuie schimbat cu 5. Poate că ar trebui să intrați un pic în biserică în această perioadă, să vă spovediți, să vă mărturisiți, să vă împărtășiți și să comunicați cu îngerii. Să comunicați cu îngerii. Meditați un pic și la, eu știu ce, aveți și puterea. Totuși, între o relație de cuplu karmică, care v-a provocat, v-a adus multe dureri și pierderi, și o relație puternică, apropo de 2 de spade, mare grijă. Și aveți grijă să nu vă păcăliți ascultându-vă ego-ul și nu intuiția. Apropo de marea preoteasă, de 2 de spade, mare grijă. Meditați un pic. În principiu știți, cărțile le-am expus așa pe scurt. Vedeți ce alte mesaje vă mai transmit aceste cărți, pentru că mesajul variază de la om la om. Așa sunt cărțile. Deci am vorbit despre Rac. Hai să vedem zodia Leului. Poate aveți ascendență, Leu, eu știu. Dar, numărul 7. Măi, ce chestie! Măi, ce chestie! Am spus de la zodia Geminilor, v-am recomandat să meditați un pic și la numărul 7. 7 este numărul acestui an. 7 înseamnă relații pe termen lung în astrologie, contracte. Dar, a 7-a fericire. Ferice de cei cu inima curată. Vedeți, măi, ce sincronicități, inima. Zodia Leului reprezintă chakra anahata, inima. Cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Vi se va deschide al 3-lea... Frumos. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să vă păstrați inima curată. Mesaje interesante. Hai să amestecăm cărțile. Am zis, combin mesaj din Biblie cu o carte, 2 maxim. Nu, o carte extrasă și apoi văd la capătul setului de cărți ce mai apare în plus, ca să completăm. Nu explic foarte mult, vă las pe voi să meditați, pentru că trebuie să vă înțelegeți și voi mesajul. Dar, hai, o dată, de 2 ori, ce frumos, de 3 ori. Asta vrea să iasă în plus. 6 de bâte, Marte în Leu. Păstrați-vă inima curată, chiar dacă atrageți atenția, chiar dacă aveți victorii, păstrați-vă smerenia. Aud, smerenie. Vai, ce frumos! 2 de spade, interesant. Exact. Nu vă blocați inima. 2 de spade, asta înseamnă cineva care nu știe să aleagă sau a trecut printr-o situație neplăcută sau mai multe sau, în fine, nu comentăm, fiecare știe prin ce trece și își blochează inima. Nu. Ați primit deja mesajul. Nu vă blocați inima. Ascultați-vă intuiția și fiți atenți ce a apărut la capătul setului de cărți, regele de cupe. Exact cel care are inima mare, cât un ocean. Sunteți semne de apă și de foc și ce dacă? Asta nu înseamnă că nu puteți să iubiți. Ba chiar, ia uite și asta o decupe, o nouă iubire. Pentru unii dintre voi, dar o iubire mare. Dar până la iubire, repet, păstrați-vă voi inima curată, înțelegeți. Poate unii ar trebui să studiați un pic psihologia, dar 2 cupe, totuși, vor fi 2 oameni care se vor înțelege. Măcar din punct de vedere empatic, din punct de vedere sufletesc, scuzați-mă, vreau să zic că empatizează. Asul de cupe și regele de cupe, după o perioadă de mari trădări, după boli, după doliu, după... Ce frumos! Și aici apă... Oh, exact, da. Asta e bine, dacă blocați diavolul, exact asta a apărut. Haideți să vă arăt. Deci am părțit setul în 2 și asta a apărut, 2 de spade, sub el, diavolul. Ego-ul, oamenii care v-au rănit, oamenii care v-au manipulat sau poate că ați învățat, unii din păcate, bine, nu toți, nu e vorba doar de zodie, toată lumea poate să manipuleze dacă stă într-un mediu corupt, interesant, obsedat de bani, nu. În fine, blocați energiile negative Păstrați-vă inima curată. Și iar aud, în mod special, împărtășiți-vă în această perioadă cu asul de cupe, este Sfântul Graal, împărtășiți-vă ca să vă atrageți această mare bucurie sufletească. Împărtășiți-vă. Vedeți? Nu uitați. Împărtășiți-vă. Țineți un pic de post, dar postul fără mărturisire și împărtășire parcă nu și are rostul. Dar ați trecut prin niște probleme mari, mari. Poate chiar sufletul pereche, pentru unii sufletul pereche să fi trecut prin mari traume și voi trebuie să înțelegeți. Variază de la un om, pare foarte interesant și la unul și la altul. Adică la toate zodiile mi s-a părut foarte interesant. Hai să amestec cărțile. Wow! Am zis Fecioară, Balanță, Scorpion, Sagetator. Eu am zis că două... în fine, una, două, trei... Da, zodia Fecioare, ce fericire! Ce fericire! Asta ce este? Da, asta, zodia Leului. Fost. Zodia Fecioare, haideți să vedem. Ce fericire aveți în această perioadă. Numărul 9. Exact 9, eremitul. Mai am zis că de la Gemeni am zis că ar fi interesant să meditați și la numere. Numărul 9, numărul eremitului, cel care se însingurează ca să-și descopere adevărul, lumina, conexiunea cu divinitatea, misiunea, că eremitul merge către stea, către misiunea sa. Ce frumos! Hai să vedem. Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Mesaje și mesaje. Știu că unii în zodia Fecioare încă n-au descoperit această bucurie de a fi îndreptate, știu, câțiva. Dar sper să descoperiți acest mesaj. Știu că este pentru cel puțin o persoană. Și cred, sunt convinsă că ascultă. Acum, în plus, draga mea, Crina, un mesaj de la mine, dacă ai avut probleme, nu-ți face probleme. Iaca, dacă ai avut probleme, nu-ți face probleme, că ți se confirmă că ești protejată și ajutată de Dumnezeu. Crina este o fecioară care a îndrăznit să mă îmbrățișeze pe stradă. O fecioară foarte sensibilă și drăguță și simpatică. Îi transmis salutare. Acușica, am zis, combin fericirile. 9, stați un pic, 9 ce mai este? Înseamnă și călătorii la distanță. În astrologie înseamnă călătorii peste hotare. Nu este guvernat de Jupiter, de Marele Protector, de profesorul benefic, de învățătura înaltă. Mesaje și mesaje, combinațiile. Nu vreau acum să fac, eu știu ce interpretări. Dar, interesant. Unii dintre voi așteptați o dragoste mare, dar și multă pasiune. Rămâne de văzut ce va mai fi. Concentrați-vă totuși pe mesaj. Fecioară, hai să vedem. O dată. De 2 ori. Parcă mă bucur. De 3 ori. Deși eu să știți că sunt în dor, eu sunt tristă, dar acum vorbim cu voi, mă bucur pentru toate mesajele frumoase care vin. Fecioară. Wow, turnul! 16 înseamnă 7. Anul acesta probabil că vi se va transforma întreaga viață. Repet, poate că are legătură cu această dreptate. Ce spune? Da? Prigoniți pentru dreptate. Da. Turnul, știți ce înseamnă turnul? E o construcție tradițională, 10 de monede la capătul setului de cărți, tradițională, multe restricții, familia, cultura, religia mai puțină, că la mare preot, familia, cultura, pe unii dintre voi, că na, sunteți semn de pământ, v-au învățat să fiți eventual, să vă concentrați pe aspectele financiare. dar niște chestiuni legate de familie, de cultură, de educație, inclusiv needucație, se transformă radical în acest an și în această perioadă. Poate niște aspecte legate de familie. Această construcție tradițională este pusă la încercare. Veți vedea niște lucruri. Dar nu trebuie să vă fie teamă, pentru că am zis, la un moment dat am văzut Îndrăgostiții și Regina de Bâte. Așteptați 7 de monede, era 7 de monede, Îndrăgostiții și Regina de Bâte. Așteptați de mult timp o relație echilibrată, dar și pasională. Și va veni la un moment dat, pentru că 1 și cu 6 înseamnă magicianul, manifestorul, și 6 înseamnă Îndrăgostiții. Și Îndrăgostiții reprezintă bărbat și femeie în uniune, în consens cu Duhul Sfânt. Adică, pe de o parte, vă veți echilibra voi în voi și pe de altă parte, echilibrându-vă, vă veți atrage oameni echilibrați. Dacă prigoniți pentru dreptate, veți fi inclusiv în familie, la job, nu vă faceți griji că veți avea susținere pe altă cale. Ce mai văd? Ia uite, este un adevăr, veți descoperi, este un adevăr ascuns, Marea Preoteasă și Asul de Spade. Este un adevăr ascuns care se va dezvălui odată ce lăsați să pice această chestiune care ține de tradiții, de familie. E o trezire. Renunțarea la mândrie, la ego, la stabilitate, frica de ziua de mâine, că dacă nu mai aveți jobul sau familia, eu știu care, vă pierdeți echilibrul. Nu, o să-l găsiți în alt context. Aici este adevărul, este ascuns, trebuie să forați bine aud. Ia uite. Iar, mai ce cărți apar în continuare. Asta așa ca să vă mai înviorez. O întâlnire de destin undeva peste cu cineva. Ori voi veniți de peste hotare, ori persoana este de peste hotare. Sau conexiune online. Și femeia divină, apropo de Bunavestire, dar va fi abundență. Apropo, 10 de monede versus abundență. Una e familia aceea construită tradițional și alta este abundență. 3 este număr divin, nu uitați. Și una este abundența pe care o puteți manifesta în momentul în care vă descoperiți acest adevăr. Dreptate, Asul de Spade, dreptatea. Poate a fost ținut ascuns un adevăr. Lăsați să pice această construcție. Și chiar dacă veți fi prigoniți o perioadă, nu uitați ce vă așteaptă. Da. Interesant. Interesant. Am zis că nu vorbesc prea mult totuși. Hai să vedem zodia următoare. Balanță. Interesant, 8. De la Gemeni spun că ar fi bine să meditați și la numărul fericilor, numărul cu care vine fericirea respectivă. 8, casa 8-a a banilor, a căsătoriei, morții, a renașterii, a taxelor, a sexului, a multor. Da. Ferice de cei împăciuitori. Exact pentru balanță, unii. Căci ei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Balanțele care, în general, sunt blânde, sunt împăciuitoare. Ferice de cei care sunt împăciuitori. Bine, or fi și excepții, dar nu vorbim despre excepții. E interesant așa, eu acum m-am bine dispus vorbind cu voi și transmitând aceste mesaje. Pentru că văd sincronicități la fiecare zodie. Văd. Probabil că unii aveți planete în casa 8-a Scorpionului, balanță cu Scorpion, dar fiți împăciuitori, rămâneți împăciuitori sau împăcați-vă cu situația, cu soarta, cu ce-o fi. Odată, de 2 ori, am văzut luna, de 3 ori. Ar fi și secrete. Interesant. Regina de monede. Regina de monede este o mamă, o soție. Reprezintă stabilitate financiară. Probabil că vreți să vorbiți cu cineva, să vă împăcați cu cineva care vă oferă stabilitate, posibil și asta. Sau veți primi vești, sau voi vreți să vorbiți pentru unii dintre voi. Voi știți ce înseamnă. La capătul setului de cărți aveți 8, iar un alt 8, 8 de cupe și 3 de cupe. Și eremitul. Nu știu dacă toți ați fost într-un triunghi amoros, dar posibil unii dintre voi ați fost într-un triunghi amoros și s-a lăsat tăcerea între voi și, eu știu, una dintre cele două persoane. Și această tăcere aduce și transformare. Unul a plecat și altul a rămas meditând eventual. Dar, repet, rămâne să vă găsiți și voi mesajele, pentru că Regina de Monete este creativă, este își cunoaște valoarea. Eu vă dau mesajele, voi le adaptați situației în care sunteți. Poate are legătură cu acest triunghi amoros, cu tăcerea dintre voi și cineva, cu eliberarea de această situație, destul de complicată. Da. Însă, mesajul este cum este. Este cum este. Și mai văd interesant, judecata și diavolul. Gândiți-vă foarte mult, apropo de împăcare, să nu fie obsedantă sau poate să fie obsesie pentru sex a cuiva, apropo de casa 8-a scorpionului, pentru bani, pentru un anume tip de stabilitate. Poate să fie obsesia de împăcare. Una e să te împaci, să fii împăciuitor, și alta e să te împaci în condiții negative. Nu știu, foarte multe sunt mesaje scurte. Vă rog, meditați ce legătură are cu voi acest lucru. Dar apropo de împăcare, împăciuitor, judecata, judecați bine, judecați, analizați. Fiți împăciuitori, vedeți și părțile bune și părțile mai puțin bune. Dar nu vă împăcați cu energiile negative, totuși. Mare grijă, da? Cam atât pentru balanțe. Scorpioni. Hai să amestec cărțile. Scorpioni. Hai să vedem pentru scorpion ce mesaje apar. Ce fericire aveți. Numărul 3. Numărul 3 este număr divin, da? Ferice de cei blânzi, o, scorpionilor, voi cei, știm că avem și noi lună în scorpion, dar nu folosim acea otravă. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, evident că e vorba de pământul nou. Trei, ține de comunicare, de călătorie, dar cred că ține foarte mult de comunicare. Unii care aveți anumite planete în scorpion, puteți să răniți sau chiar să vă răniți. Însă, fiți blânzi și cu voi, nu doar cu alții. Fiți blânzi și cu voi. Fiți blânzi. Pasiune, dramă, dar unde duce? Cu alte cuvinte, această blândețe o găsiți după ce vă transformați măcar o dată de 2 ori. Interesant. V-ați păcălit? V-ați blocat sau cineva a încercat să vă blocheze într-o relație cu impact financiar, să zic, cu regele de monede. Dar hai să amestecăm. Noi, scorpion odată, de 2 ori, de 3 ori. Wow, 4 de monede. Aveți grijă să nu țineți la bani sau la, eu știu, alte chestiuni karmice, mai mult decât e cazul. La capătul setului de cărți aveți Regina de Cupe, apropo de blânzi. Fiți blânzi cu voi, ascultați-vă intuiția. Aici este un adevăr pe care aș spune că îl rostiți din suflet. Adevărul trebuie rostit din suflet și... Oh. Ce legătură are exact între împărățelul și împăratul? Ce legătură are, voi știți? 4 și 4, iar 4 și cu 4 înseamnă 8, dar în fine, casa 8 a Scorpionului. Poate cineva v-a ținut pentru bani, poate cineva a vrut controlul, voi sau alt personaj, nu știu. E vorba de control. Fiți blânzi. Fiți blânzi că puteți. Acum, iar, voi știți ce înseamnă acest 4 de monede și împăratul. Versus, ia uite, Marea Preoteasă și Regina de Cupe, adevărata voastră natură. Asul de spade, da, poate să rănească, apropo de calitățile unor scorpioni, dar poate să și vindece. Apropo de otravă, otrava poate să se devină mijloc de vindecare. Știți voi cum. Cam asta e, meditați ce ar putea să însemne. Poate mai este un alt semn de apă în preajma voastră care vă ajută. Posibil a fost, este o atracție fizică între voi și cineva care vă ține pe loc această atracție, obsesie. Dar fiți blânzi cu voi. Iertați-vă, Regina de Cupe iartă, înțelege, poate mergeți la psiholog, vă spovediți în această perioadă. Ia uite, apare în plus 8 de cupe, eliberați-vă. De ce nu vă priește? Și dacă ați greșit, că toți greșim, dacă ați fost mai negativ, toți mai suntem, fiți blânzi și cu voi, dar și cu cei din jur. Cam atâtica pentru scorpioni, de orice natură ați fi. Hai să vedem Săgetători. Numărul 6. Ferice de cei milostivi, căci ei vor găsi milă. Săgetători. Casa 6-a, sau gândiți-vă și la 6 ce înseamnă. 6 sunt îndrăgostiții, dar e și casa 6-a a treburilor de zi cu zi. Poate ar fi bine să faceți în această perioadă, să faceți pomană, să fiți milostivi, da? Să iertați, apropo de milă, ca să fiți iertați. Poate unii scorpioni au tendința să țină ranchiună. Sunt, posibil. Nu toți, dar unii pot să țină, depinde fiecare de planetele pe care le are. Numărul 6, ce ar putea să vă mai spună? Variază de la om la om. Dar hai să mai vedem alte mesaje. Săgetători. De ce? De ce 10? Ciudat. Bine. 10. Marea Preoteasă, ascultați-vă intuiția. Vai, ce frumos! Steaua! Vindecați-vă! Ridicați-vă vibrația, concentrați-vă pe misiunea voastră, poate unii sunteți în public sau aveți pe cineva care lucrează în public. Dacă sunteți în public, aveți milă în continuare, că și steaua are milă, da? Fiți milostivi și veți găsi milă. La capătul setului de cărți, Regele de Bâte, Săgetător, poate să fie Săgetător, da? Acasă. Apar niște conflicte la un dat pe care trebuie să le depășiți ca să vă păstrați echilibru și pasiunea. Unii dintre voi cred că vă atrageți partenerul divin, aș spune. Ia uite, roata norocului, steaua, roata norocului și asul de spade. Rugați-vă, steaua înseamnă și rugăciune, credință, păstrați-vă credința, rugați-vă ca să vi se schimbe ceva. Ce știți voi că trebuie schimbat în roata norocului, în viață, și să se manifeste un nou în temei, un ceva, nu știu, nou, în adevăr, într-o vibrație înaltă. Pentru unii cred că este timpul, pentru unii nu, pentru toată lumea. Pentru unii este timpul, it's time, roata norocului, să vorbiți în public și să-i vindecați pe alții. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Sau să vă întâlniți cu cineva care, repet, lucrează în public, vindecă la nivel colectiv și să descoperiți un adevăr în acea întâlnire de destin. Însă sunt cărți foarte puternice aici. Ceva se întâmplă. E timpul. E timpul să se întâmple ceva. Vă mai gândiți și voi, pentru că mesajele variază de la om la om. Văd și o mare dezamăgire, 3 de spade, dar fiți milostivi, iertați, găsiți milă. Cam atât. A? Mai e ceva? Asta a fost, da. Acum, am spus că... Nu știu de ce mai ieși doar atâtea. Nu știu că... Astea sunt, da? Astea sunt. Mai amestec încă o dată pentru cei care au rămas fără fericiri. Nu, n-au rămas fără fericiri. Nu rămâne fără fericiri. Hai să amestecăm cărțile. Pentru următoarele zodii. Capricorn, Vărsător, Pești. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Așa a fost să fie. Hm? Se pare interesant oricum. Mi-a schimbat starea, această videoclip mi-a schimbat starea. Știți bine că sunt mai supărată așa, mai tristă, dar mi-a schimbat starea. O dată, de 2 ori, de 3 ori. 1, 2 și 3. Astea au fost cele mai apropiate. Ok, Capricorn, Vărsător, Pești. Capricorn, da? Interesant, același număr a fost numărul 8 la balanță, poate are legătură. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. Poate o chestiune simțiți nevoia să vă împăcați cu cineva, posibil, voi știți? Voi știți ce înseamnă mesajul ăsta. Hai să amestecăm cărțile și să vedem. Sau cineva vrea să se împace cu voi. Nu știu. Vă adaptați mesajul în funcție de viața voastră. Odată, ce a apărut în plus? A apărut în plus, te împăciuitori. Apropo de balanță. Balanță și 7 de bâte. Păstrați-vă granițele personale, fiți darnici în continuare, eventual. Am văzut Capricorn, dar, ia, de 2 ori. Apare și asul de monede, un nou potențial de 3 ori, o nouă oportunitate, o nouă relație eventual, 9 de bâte. Fiți împăciuitori, dar păstrați-vă granițele personale. Ați suferit, dar rămâneți, transmiteți lecția din suferințele prin care ați trecut. Este Chiron. Transmiteți lecția. Apropo de 9, dar 9 înseamnă Jupiter, învățătură înaltă. Iar apare 6 de monede. Chestiuni legate poate de justiție, de contracte, de relații. Dacă au fost relații dezechilibrate, nu doar financiar, poate și emoțional, poate chiar și sexual, puneți granițe personale, fiți împăciuitori, nu trebuie să fiți în dușmănie cu cei de care vă separați, vedeți cum rezonează, eu știu, mesajele respective. Da. Și puteți începe ceva nou cu asul de bâte. Puteți începe ceva nou. Ha, interesant. La capătul setului de cărți apare 8 de bâte. Comunicare cu cineva. Foarte rapidă, interesant. Ar putea să fie chiar acest mesaj să fie important pentru unii dintre voi. Dar, dacă ați trecut prin trădări, prin traume, prin boli, prin doliu, divinitatea e alături de voi, îngerii, Arhanghelul, Mihail, Gabriel, sunt aici, Rafael, sunt aici să vă vindece. Păstrați-vă credința. Păstrați-vă credința și într-un mod neașteptat veți vedea cum evoluează lucrurile înspre bine. Văd și o regină de cupe care pune capăt unei situații dezechilibrate. pune capăt cu această lume și începe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate sunteți chiar voi. Începe să fiți mai sensibili, mai empatici, mai... Cum era mesajul? Fiți împăciuitori. 8 este casa 8-a a banilor, a sexului, a morții și renaștere. Vedeți cum, eu știu, cum vă așezați aceste mesaje în viața voastră în această perioadă și în lunile următoare, eventual. Hai să vedem. Vărsători. Interesant. Vărsători au același mesaj pe care l-au avut și cei din Zodia Berbecului. Un mesaj foarte puternic. Fiți atenți. Numărul 10. E numărul roții norocului, dar roata norocului, destinul, timpul divin, încheiere de ciclu. Meditați un pic și la acest număr. Dar spune așa mesajul. Ferice va fi de voi când din cauza mea oamenii vă vor insulta, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Hai să vedem. Nou coment. Apare un soare, apropo de energia divină, de renaștere, ascensiune, manifestați ascensiune! Wow, ce frumos unii dintre voi! Și am și ridicat vocea, ca nu cumva să... omiteți acest mesaj, să nu-l înțelegeți odată, de două ori, de trei ori. Valetul de spade. Rostit... Ah, ce frumos mesaj! Ce zice? Ferice de cei care vor fi prigoniți, da? Din cauza mea. Știți cine e prigonit din cauza lui Iisus. Știți. Adică, mărturisiți-vă adevărul, dreptatea, credința, eventual în Iisus, fără nicio rușine. Chiar dacă veți fi prigoniți, veți avea alte daruri. Mărturisiți, spuneți adevărul. Ia uite ce apare. Ce cărți apare. Da, este greu. Este greu. Este stresant să vorbești despre dragoste, despre iertare, despre adevăr, dar povestiți despre toate aceste lucruri, cei care deja, unii sunteți deja evoluați spiritual, unii, nu toți. Alții, valetul de spade înseamnă și studiu, studiați un pic. Ce înseamnă adevăr, ce înseamnă prigonire, ce înseamnă creștinism, ce înseamnă dragoste, ce înseamnă împărtășire, ce înseamnă empatie, adică, în fine, sunt multe lucruri la care trebuie... să meditați și, în primul rând, să și pe care trebuie să le studiați. La capătul setului de cărți, 8 de cupe. Lăsați, uite, mergeți către soare și renaștere, exact ce am văzut mai devreme. Dar credință, o nouă credință sau un ghid spiritual. Eventual fiți voi ghid spiritual, cei care sunteți deja evoluați spiritual, fiți voi, mărturisiți. Cei care încă aveți de învățat, dați-vă timp să învățați pentru că aveți niște lucruri de atins. 8 de cupe, lăsați cupele goale, relațiile acestea banale, pământene și concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală pentru că mari, mari daruri vă așteaptă. Să amestec cărțile. Zodia peștilor. Ia să vedem. Nu, interesant. Nu a apărut și la Zodia Fecioare. Este eremitul nouă, însinguratul, călugărul care caută lumina, care se roagă în întuneric, care își înfruntă demonii. Poate, aveți pe cineva în această vibrație, poate voi sunteți în această situație. Vă simțiți singuri, părăsiți, dar nu uitați că nu sunteți părăsiți. Zice așa. Interesant, seamănă un pic cu Vărsătorul și cu Zodia Berbecului, fiți atenți. Doar că sunt nuanțe diferite. Ferice de cei prigoniți din cauza dreptății, căci a lor este împărăția cerurilor. Rămâneți corecți, mărturisiți-vă principiile, dreptatea, chiar dacă ceilalți se vor simți atacați eventual. În fine. După o perioadă de mare tristețe și mari conflicte, vă veți găsi stabilitatea, eventual în relații, în colaborări fructuoase și benefice. Parte din fericiri și din daruri. Hai să nu amestecăm pești. Odată. De două ori. Ce-am văzut. Patru de monede. Și la capătul setului de cărți, diavolul. Blocați, doi de spade. Cineva încearcă, fiți atenți. Wow. Cineva încearcă să vă blocheze destinul, dragii mei peștișori. Dar voi rugați-vă în continuare. Pentru că cine nu vă face dreptate, va avea de suferit. Eu asta simt. Cine încearcă să vă blocheze echilibru financiar, destinul, energia, mișcarea prin viață. Ia uite. Poate din obsesii sexuale, poate dintr-o dorință de a vă avea, că se mai creează, personajii de la distanță, ca să știți, în general. Vor avea de suferit. Dacă, Doamne ferește, cineva dintre toți peștișorii care ascultă practic așa ceva, vă rog frumos. Dar eu văd că este cineva care face magie neagră sau încearcă să vă blocheze într-un fel sau altul, să vă țină, să aibă control asupra voastră dintr-un anume tip de obsesie sexuală sau dintr-o dorință de a avea control sau de a nu vă fi vouă bine. Cine vă blochează, eu aș mai adăuga la acest lucru iertații. Oricum, păstrați-vă stabilitatea, păstrați-vă echilibru și nu uitați, da, speranța cu 3 de bâte, speranța că va fi o nouă relație, va fi o nouă oportunitate. Vă veți găsi echilibru, stabilitatea într-un alt context, că am văzut 4, casă, poate casă, relația aceea frumoasă pe care toți o visăm, da? Bine, nu toți, nu știu, unii dintre voi, dintre noi, o veți găsi într-un alt context, va veni după o lungă așteptare, poate, dar, da, va veni. Așteptare. Sperați, vedeți, anticipați, asta este, acum mi-atrage atenția altceva la 3 de bâte, este vizionarul. Chiar dacă cineva încearcă să vă țină pe loc, chiar dacă aveți probleme financiare, și trebuie să țineți de resursele voastre, să vă păstrați stabilitatea. Una e să-ți păstrezi stabilitatea și alta e să te blochezi. Da, cum zisei mai devreme. Dar e cineva care vă blochează. Aș spune că vă eliberați. Dar personajul de la distanță. E cineva de la distanță care... Și mai e un alt personaj tot de la distanță care ține foarte mult la voi și vrea să vă ofere o nouă oportunitate. 2 personaje. Acum distanța variază. Poate să fie distanță mai mică și distanță mai mare, peste hotare sau în țară. Variază să fie 2 persoane diferite. Unul mai aproape sau una, așa, cealaltă mai la distanță. Dar... mai văd și faptul că cineva ține la voi, personaj de la distanță, și își dorește foarte mult să vă oferă un dar, o nouă oportunitate, după o perioadă de așteptări, să-și ceară chiar scuze că va provoca multă durere, multă suferință. Însă, care era mesajul? Păstrați-vă dreptatea. Dacă sunteți prigoniți pentru dreptate, asta e. Nu uitați că împărăția cerurilor este aproape, se întâmplă, deja creștem, ascensionăm, e aproape. Sper că v-a plăcut, dragii mei, nu știu, poate vreți să încheiați. Dați-mi voi să vă pun o melodie frumoasă pentru cei care ați rezistat până la sfârșit. Agni Parthene. N-a fost doar o etalare de tarot, au fost niște fericiri prezentate cu ocazia zilei de ieri. Și dacă vă place melodia, este superbă, vă recomand să o ascultați și în arabă, este și mai superbă în arabă. O să pun link-ul sub video. Este superb. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.